O parte din cartea pe care ați avut-o de pregătit pentru astăzi, da? Știți că a fost cam anevoios drumul cărții până la noi, dar totuși a ajuns. De aceea, am să vă rog ca din ceea ce ați citit să vă alegeți o povestioară, o singură povestioară pe care să o prezentați. Ați ales-o pentru că v-a plăcut foarte mult subiectul. V-a plăcut foarte mult, sau poate că aveți un citat acolo care v-a plăcut foarte mult și l-ați și subliniat, l-ați și marcat cu o culoare. De aceea, o să aveți la dispoziție 3-4 minute să luați loc pe acest scaun, scaunul autorului, și să vă spuneți ideea despre carte, despre particica din carte pe care ați citit-o și v-a intrat la suflet, da? Sunteți pregătiți să faceți asta? Ca să spargem gheața, o să alegem pe cine dorește la început și apoi... Melissa? Poftim! Cred că ar trebui să și vă prezentați. Da, ca să vă cunoașteți și mai bine. Sunt Melissa, îmi place să citesc. Și la mormântarea lui Nastaipu.
încercăm să spui ce ți-a plăcut. Nu încercăm să povestim, pentru că toți ați citit. Ce ți-a plăcut? Cărțile sunt ca dragoste. Cărțile sunt ca dragoste. Ți-a plăcut ție citatul. Pentru că cărțile sunt ca o prietenie pentru noi. Ne oferă prietenie. Simțim asta, nu? Vom încurajați puțin. Da.